dacă apar fenomene periculoase în această perioadă de sărbători, totuși comandamentul de iarnă va funcționa. Sper să nu avem evenimente deosebite. Dacă apar, mobilizăm să încercăm să le facem față. Prognoza pe săptămâna aceasta de miercuri este că se răcește, se va răce timpul. Pe sărbători, prognoză de medie, în termen un pic mai lung, este că va ninge, dar sigur, dacă, Doamne ferește, apar fenomene periculoase, prognoza pe următoarele 3 zile va fi foarte clară și dacă este cazul de avertizări, comandamentele sunt funcționale, inclusiv întâlnirile de comandament la nivel județean sau național.